trăi până la sfârșit. Speranța că ei vor crede că n-au venit degeaba la școală, pentru că probabil că, așa cum se știe, în școala românească plutește o demotivare generalizată și intru în clasă cu gândul că dacă totuși elevii se întreabă la ce bun au venit la școală, să poată să spună că măcar și-au pus o întrebare sau măcar au înțeles ceva. Și atunci încerc prin dialog să-i fac să descopere în profunzime ce pot ei să facă și ce se întâmplă cu ei. Eu întâlnesc acești copii la vârsta de 18-19 ani, când societatea e adresat deja și mi-e foarte greu să îi deturnez, să-i pun pe contrasens, astfel încât să le dau o rezervă, niște dileme, niște îndoieli pe care să le aibă ca să înțeleagă ce este cu ei. Da, reușesc însă, făcând filozofie ca o întâlnire destinală și copiii care chiar m-au crezut au rămas prietenii mei. Și cu ei am reușit să fac și performanțe și sunt încă prietenii mei.